Servind interesele acționarilor canalului de Suez, trupele israeliene au invadat Egiptul. Bombardiere engleze și franceze au semănat moarte și distrugere în Port Said și în alte orașe egiptene. În pofida voinței popoarelor, rezoluția Consiliului de Securitate a fost încălcată de imperialiștii anglo-francezi. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite discută în continuare problema încetării focului și a retragerii trupelor agresoare. Cinci conducători ai Mișcării de Eliberare Națională din Algeria au fost arestați de autoritățile franceze. Faptul a stârnit un val de proteste în toate țările arabe. De mai bine de 3 săptămâni, 32.000 de muncitori din întreprinderile metalurgice și de pe șantierele navale ale provinciei Schleswig-Holstein au declarat grevă cerând condiții mai bune de viață. În ciuda încercărilor de intimidare ale patronilor, muncitorii refuză să înceapă lucrul până când revendicările lor nu vor fi satisfăcute. Varșovia. Sute de mii de oameni și-au exprimat atașamentul față de noul program al partidului și solidaritatea cu Uniunea Sovietică. Vladislav Gomulka, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a chemat oamenii muncii să ajute partidul și guvernul în acțiunea de îmbunătățire a economiei socialiste a Poloniei Populare.